simplu să-ți cânt și fiecare cuvânt l-am scris în noapte târziu cu gândul la tine. Doar tu de la inima mea ai cheia ce va descuia o lume în care vei sta mereu lângă mine. Dragă Tatiana, îmi spune, cum crezi tu, de la cine vine surpriza? La soț. Crezi că el ce iubește cel mai mult, da? Și l-ai ghicit din prima. Într-adevăr, surpriza vine din partea soțului, care mai are un mesaj de felicitare pentru tine. Scumpa și draga mea soție, în această zi frumoasă, îți doresc din toată inima să ai parte de tot ce este frumos și sfânt pe acest pământ. Datorită ție, viața mea s-a schimbat radical spre bine. Aș vrea din tot sufletul să te știu mereu sănătoasă, fericită, o mamă grijulie și o soție devotată, îngerul păzitor să te însoțească mereu și oriunde. Te iubesc și te apreciez pentru tot ceea ce faci pentru mine și pentru familia noastră. Îți mulțumesc pentru susținerea și dragostea ta, pentru clipele fericite petrecute împreună. Te iubesc și te voi iubi mereu, scumpa mea. La fel îți mulțumesc pentru îngerașii noștri. Un sincer la mulți ani. Te iubim toți împreună. Chiar dacă sunt departe, să știi că inima și gândul sunt mereu alături de tine. Cu stimă și respect, soțul tău. Să știi că oriunde el nu s-ar afla, inima lui mare mereu va fi aproape de tine. Că-l iubesc. Îl așteptăm acasă, copiii. Și noi te iubim tare, tare te așteptăm acasă. Eu am știut că tu trebuie să faci ceva, ca de obicei te faci în orice sărbătoare, faci surpriză. Dar nu m-am așteptat chiar la așa surpriză. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, cine? Mama și soția și toate rolurile care le aveți. La mulți, mulți ani, dragă Tatiana. La mulți ani, mama. Ce-i dorim noi, mămicăi? Sănătate, bucurie și să ne crească. Pământul nostru e foarte mare. Ai venit la el, copii. N-are nimeni neampare, dacă atâtea jucării. Tatăl cânt la ea la munte, purta sa de lemn, iar acum în glupa mea, poate vârful verde stă. Am pus jucării pe ramă, uci, papuși și alte neamuri, luminițe multe alt pentru cei de lângă tatăl. Am sănătate, bucurie, fericire și m-am mai fericitat o dimineață să îndeplinească toate planurile. Pentru că anul ăsta vor ședici și ei o casă și să-i ajute Dumnezeu și noi să-i ajutăm cum să putem. Și are o familie foarte fericită, un soț iubitor și îi dorim mult, mult sănătate. Și are o familie de invidiat, dar de bun. La mulți ani! Sănătate, bucurie și... Cam tot de mult dorim. Anușă, îți dorim mult, mult sănătate. Suntem un colectiv, mă rog, ca în fiecare colectiv, să primești și așa, și așa, dar în orice caz trebuie să ne stimăm unul pe altul, să ne răbdăm, că așa e munca, că așa e. Și-ți dorim o familie sănătoasă, puternică, trainică și să-ți iubești soțul, să te iubească, să-l stimeți, să vă stimați și toată lumea de pe împrejur. Dacă să stimați, să fiți stimați, dacă să iubiți, să fiți iubiți. Mulțumim!
să trec.